Am crescut în primii 14 ani în timpul comunismului și uh, am într-o familie modestă, normală și uh, um, într-o copună de lângă Sighișoara și în timpul copilăriei am uh, nu știu, comunismul a fost destul de greu pentru toată lumea dar pentru mine, în inima mea întotdeauna a fost o speranță că ceva o să fie mai bun, o să vină ceva și o să se întâmple o schimbare în mai bine. Și după câțiva ani, bineînțeles, a venit căderea comunismului și am crezut că asta e speranța asta care am avut-o sau eliberarea asta care am așteptat-o, ceva mai bun, dar nu a fost așa. Și uh, încă simțeam că e mai mult în viața asta, trebuie să fie mai mult. Uh, părinții mei niciodată nu ne-au vorbit despre Dumnezeu în contextul nostru. Nu au fost oameni care să ne spună despre Dumnezeu, n-am știut nimic cine e Dumnezeu, cine e Isus Hristos, habar n-am avut. Anii adolescenței, o, fam o familie de creștini, primii creștini s-au mutat în satul nostru și, așa, tatăl meu fiind mecanic, le-a repara mașina și, așa, am intrat în contact cu primii creștini și am fost invitat uh, într-o seară de Crăciun la Colinzi și auzind despre Isus, apoi văzând creștini. Mi-am dat seama și în inima mea s-a întâmplat întâlnirea asta între speranța mea de mai bine și întâlnirea cu Isus și s-a întâmplat libertatea și eliberarea asta care am simțit-o de mic copil și am simțit că de fapt toată viața eu am așteptat sau inima mea așa a dorit o întâlnire cu Isus și s-a întâmplat la vârsta de 19 ani. Bineînțeles, început să citesc în Biblie, dar și câteva cărți despre întâmplare sau așa au făcut poate Dumnezeu. Am citit o carte despre misionari și am simțit, am simțit atunci că ceva s-a aprins în mine, un foc, o pasiune, o dorință așa de mare de, de, a merge, de a, de a fi ca oamenii ăștia, ca Hudson Taylor sau David Livingstone. Um, și am am zis, asta vreau să fac și eu. Dar, bineînțeles, următorul lucru a fost să mă uit în jur la circunstanțe și am zis, n-am cum, e imposibil. Pentru că sunt într-un sat în România, o biserică mică, um, nu sunt bani, nu sunt posibilități, e doar o dorință care la un moment dat o să dispară, dar pe parcursul anilor. De fapt, în următorii doi ani, tineri pentru misiune a ajuns la noi în biserică, la noi în sat și am auzit prima dată despre faptul că tineri poate să meargă în misiune. Tineri poate să meargă și să um, îl vestească pe Dumnezeu, să vorbească lumii despre Dumnezeu. să Așa am ajuns în tineri pentru misiune, de tineri întors la Dumnezeu, tineri creștini și aici, bineînțeles, Um, un lucru care pe mine m-a um, impactat a fost faptul chiar să făcea ucenicie. și uh, am fost ucenicit în uh, a cunoaște pe Dumnezeu, în a um, descoperi cine sunt eu, darurile mele, uh, potențialul care Dumnezeu l-a pus în mine, chemarea. Și așa am, am venit pentru șase luni și... După 22 de ani, încă sunt aici. Pe Gabi am întâlnit-o în școala de ucenicie. Fiind o școală mare, n-am apucat să vorbim prea mult, dar după școală am început să venim înapoi în personalul organizației. Am lucrat împreună, am organizat școli de ucenicie, am fost staf în școli de ucenicie și. Așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine, să ne descoperim și să vedem că este mai mult decât. <laughs> da, doar simplă prietenie. Avem trei copii: uh, Melissa de uh, aproape 15 ani, Julia de 12 și Caleb de 10 ani și uh, sunt diferiți, fiecare bineînțeles, dar uh, um, ia, încercăm să ne creștem copiii sau să-i pregătim. Uh, pe ce facem și noi <laughs> uh, în auzirea vocii Dumnezeu în a uh, da cuvinte profetice a încuraja oameni, a sluji oameni acolo unde sunt pe unde merg uh, ei sunt foarte deschiși la lucrul ăsta uh, Melissa e un uh, uh, cum să zic eu îi place să cerceteze să se informeze Um, anul ăsta sper să iasă cu primul film a ei de o jumătate de oră. Vrea să fac un film de scurtmetraj, o încurajăm un în lucru ăsta. Giulia e un artist care niciodată nu știi uh, unde ai uh, mintea ei, dar ce iese din mâna ei uh, e frumos și um, ia Caleb, chiar că numele lui a fost profetic. Uh, e un îndrăzneț și nu are uh, frică de oameni, nu știe ce aia um, să fie intimidat de oameni sau să fie uh, e un, un, un Gabi, îmi place să spun că e un Gabi pe steroizi.